forțele găsiți într-un număr atât de mare, dat fiind faptul că e o zi lucrătoare peste săptămână și că noi, de obicei, organizăm aceste întâlniri forțele obicești duminica seara. Sigur, în zilele de marți sunt alocate întâlnirilor catedetice cu tine și atunci am spus că se preia, se preiază, se vedează la asemenea întâlnire într-un asemenea context, într-o asemenea zi și mai ales într-un asemenea an special, deosebit centenar, an comemorativ, dedicat favoritorilor Marelui, un an omagial, închinat sau dedicat tuturor celor care au contribuit la crearea și mai ales la împlinirea acestui mare univers al unității noastre naționale, ce s-a putut înfăptui în sfârșit în urmă cu 100 de ani la aderirea numărului 1918. Eveniment la care, sau pentru care, Biserica a avut un aport, o contribuție substanțială, deosebită, despre care, în această seară, va vorbi Părintele Profesor Universitar Dr. Ionuț Bordolean, profesor de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul, în cadrul Universității București. Va vorbi despre implicare, despre rol, despre efortul conjugat al Bisericii la realizarea și împlinirea acestui mare ideal al românilor dintotdeauna. Fiindcă am zis că această întâlnire, această seară duhovnicească, vrea să se adreseze nouă tuturor și mai ales tinerilor, în mod special. De aceea, vreau să fie întâmplător că a fost așezat în zi de marți, când sunt întâlnirile de regulă, sunt întâlnirile catehetice cu tinerii, deoarece și noi, toți, la o altă, suntem chemați și chiar datori, sau obligați moral, dacă vreți, să ne cunoaștem cu adevărat istoria, cea adevărată, cea completă, cea autentică, cea sinceră sau onestă. Îi mulțumim în mod deosebit pentru profesor că a acceptat cu toată dragostea, deschiderea și disponibilitatea această invitație a noastră în curs acestei întâlniri în contextul în care este foarte lucid, este gripat, aseară chiar am avut emoții pe care am reușit să vin astăzi, însă a depus tot efortul și pentru asta îl apreciem în mod deosebit încă o dată și îi mulțumim în mod special că este în seara aceasta aici cu noi, în mijlocul nostru. Îi dorim grab de sănătoșie și mult spor sau mult succes în întreaga